Salik Jaber este singurul fotbalist irachian care evoluează în România. După ce a debutat la Gloria Buzău, a dat probe la Rapid, însă a preferat Universitatea Craiova. Jaber nu este deloc străin de debutul oltenilor în Divizia B, reușind să înscrie în fiecare dintre primele patru meciuri ale sezonului. La Mioveni, Jaber chiar a reușit un gol senzațional. Boxează Iulian Ilie, Salik Jaber, foarte aproape și gol! Ce execuție reușește Salik Jaber, doamnelor și domnilor! Jucătorul irachian s-a obișnuit repede cu specificul oltenesc, mai ales că prazul este folosit și la Bagdad. Vreau nu știu, aceeași gust, și era și aia de... Fotbalistul irachian spune că l-a cunoscut personal pe Saddam Hussein. Pe când evolua pentru Naționala Olimpică a Irakului, a primit vizita lui Saddam, care le-a transmis că, dacă se fac de râs, să nu se mai întoarcă acasă. Jaber s-a oferit ca monedă de schimb pentru cei trei jurnaliști români răpiți în Irak și, după numai câteva zile, casa din Bagdad a fost distrusă de un atentat cu mașină capcană, iar un frate al său a fost rănit ușor. Jaber se declară dușman al terorismului și spune că a fost dispus să-și dea viața pentru o cauză umanitară. Hai, toată vor găi răhlaqia. Orice om întreg la cap nu este de acord la acest lucru terorist și criminal.